Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vă prezint colecția actualizată în 2024. Anul trecut au plecat multe parfumuri din colecție, dar au și venit multe, așa că haideți să vă arăt colecția de parfumuri. Îmi pare rău că nu este cel mai fancy dulap, dar prefer ca parfumurile să fie protejate, să stea la întuneric, să le pot păstra cât mai mult timp, mai ales că am o colecție mare. Și apropo de colecție mare, cred că voi împărți clipul acesta în două părți, pentru că oricum vor fi două clipuri foarte lungi. Așa că luați-vă o cafea, un ceai, popcorn, ceva de ronțăit, ce vreți voi, pentru că sunt multe parfumuri și nu voi intra în detalii despre ele, pentru că vorbesc mereu despre parfumurile pe care le port și oricum sunt multe și nu aș avea cum. Așa păstrez eu parfumurile, am aici un dulap cu 4 uși. Și mai am jos un dulap cu două uși mai mari. Ideea e că acolo sunt parfumurile vintage. Nu voi face colecția de parfumuri vintage anul acesta, pentru că mi-e groază, sincer, trebuie să le scot pe toate. Pe cele pe care le port și pe cele pe care le rotesc, le-am mai bine organizate, dar acolo este îngrămădeală mare. Am scos din dulap toate parfumurile și le-am pus aici sus, să pot să vi le arăt. Da. Haideți să începem, pentru că deja m-am lungit cu acest intro și vă arăt ce am aici. Roșia Absolue este un parfum ambrat. Am aici Givenchy, Dahlia Noir. Este, mai am puțin în el, este un parfum discontinuat. L'Orphelin de la Serge Lutin. Ok. Aici avem un Jasmine Noir de la Bulgari. Lolita Lempicka este prima mea sticlă de Lolita Lempicka pe care fetița mea mi-a consumat o jumătate când era mică, a prins parfumul acesta și s-a dat cu tot și este un parfum atât de puternic. Mai am puțin în el, este un parfum cu lemn dulce și cu cireșe. N-am fost eu atât de nebunită după el, dar îmi place mult sticla. Kenzo Amour, mai am o sticlă din parfumul acesta, este parfumul care miroase a orez cu lapte. Aici avem un parfum de colecție, de fapt este un parfum pudră, sclipicios, de la Guerlain, cum se numește, La Petite Robe Noire So Crazy. Un parfum de vară, de-abia aștept să-l port, Twilly d'Hermès O Ginger. Este un parfum cu ghimbir, acum un parfum cu cocos, La Vie Belle Eclat Eau de Toilette. Trecem mai departe, Acqua di Gio Giorgio Armani Eau de Toilette. Coffee Addict de la Calotinis. Am aici un parfum Cartier de Lune. Este un moscat, backup pentru Mojo, pentru că ador Mojo, după cum știți. Star de la Maubusson. Trecem la următoarea cutie. Avem aici Black XS, Tendre Madeleine, Lolita Lempicka, Lolita Land. Eu sper că și vedeți ceva, eu vă și spun. Eau de Merveille de la Hermès. Mai avem aici Yves Rocher Fruit de Noël, e un parfum de Crăciun. Sticla asta este Alien, o ediție limitată. Netare d'Ambra de la Helan. Un alt Mugler, este minunatul Essence Absolue. Jungle, elefantul nostru condimentat și frumos. Parfumul acesta cu cafea, cu caramel, un parfum dulce și care mi-a plăcut foarte mult anul trecut, de la Glee Eden. Aici am un Xerjov de bărbați, este Dawn. Mai avem Obsession Calvin Klein, o variantă mică. Poison de la Dior, apa de parfum. Aici mai am un Emmanuel Ungaro, Fruit d'Amour Lilac. Ok, și cam atât în cutia asta. Mai am și Replica by the Fireplace, un parfum pe care îl ador și tot aici mai avem un Pascal Morabito.
Ok, o să trec la cutia următoare. Max Mara Silk Touch este foarte frumos, foarte feminin și delicat parfumul ăsta. Apoi avem alegorii, bergamot calabria, mandarin basilic și minunatul acesta, pera granita. Ce mai avem aici? Aqua de Loewe, Mar de Coral. Am păstrat sticla asta mai mult pentru sticlă, pentru design, pentru că parfumul nu pot să zic că mă impresionează. Mai am aici un scandal care nu arată prea grozav. Magnolia Nera, Bottega Verde. Nu știu cum o să editez clipul acesta pentru că e greu să filmez colecția. L'Imperatrice 3, un parfum de vară. Donna Karan New York Woman, parfumul acesta cu roșii, cu frunze de tomată, îmi place mult de tot, e de vară. Michael Kors Sparkling Blush, un parfum feminin, dulce, floral, proaspăt. Mai am aici Moschino Pink Bouquet și ce e asta? Elizabeth Arden Green Tea, da, ceaiul verde. Ceaiul verde care nu mă nebunește, dar na, ce să facem? E bun de vară. Mandarina Duck, tot un parfum de vară. Apoi am aici un Flower Bomb, o parțială de backup. Black Opium de la Yves Saint Laurent, un parfum care îmi place foarte mult. N-am mai întins mâna după el pentru că am tot avut parfumuri, dar îmi place. Și am și varianta veche care persistă foarte bine și eu nu zic că varianta nouă nu persistă, dar așa am auzit. Apoi, L'Elixir de la Kenzo este un parfum superb. Dacă aș vesti o sticlă mare, îmi place mult de tot. Și cam atât cu sertarul acesta, trecem la următorul. Gata, după cum vedeți și aici este în grămădeală mare, mi-au mai rămas două parfumuri din dulapul de sus. Și este vorba despre Peace, Love and Juicy Couture de la Juicy Couture. Îmi place prezentarea lui, așa este foarte drăguță sticla, de aceea am păstrat-o. În schimb, parfumul este unul cam verde pentru mine. Este verde proaspăt de vară, frumos, nu zic nu. Apoi avem Obsession de la Calvin Klein. După cum vedeți, am și o sticlă mare și mai am una micuță. Și cam atât cu dulapul de sus, apoi trecem la această îngrămădeală. Hai să vă arăt ce e aici. L'Air du Temps, Nina Ricci, este sticluța asta vintage care miroase extraordinar de bine. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Este Eau de Toilette, este o variantă veche. Apoi avem Carolina Herrera, care nu prea îmi place, este un parfum pe care îl țin și eu aici. Carolina Herrera, Carolina Herrera, cred că așa se numește. Soleil, cum se numește? Soleil de la Lalique, ceva de genul. Oh, de-abia aștept să port parfumul acesta, Plein Soleil de la Yves Rocher. Este foarte frumos și foarte luminos și îmi place mult sticla nouă. O să-l port în această vară, primăvară-vară. Și un altul care îmi place foarte mult este Arte Bellissime Exotic de la Orientica, tot așa un parfum de vară. Un alt parfum de vară este acest Issey Miyake L'Odyssée Pure, pe care încă nu-l cunosc cine știe ce, dar da, o să îl port. Încă un Pure XS mai micuț. Nu, nu sunt înnebunită după Pure XS, pur și simplu am două sticle. Le punem aici sus ca să pot să vă arăt mai în spate. Am un strop de Gucci Bamboo, cred că este un parfum cam verzișor așa, Eau de Toilette Trésor. Mai am aici Issey Miyake, cum se numește? L'Odyssée? Tot așa un parfum acvatic, proaspăt de vară. Nu, nu mă dau în vânt eu după ele, dar îmi plac vara, mai folosim și altceva, nu numai gurmande. Un parfum de la Rituals care îmi place foarte mult este Soleil d'Or. O să vă povestesc la vară despre multe parfumuri faine. Bronze Goddess, Estée Lauder. Cred că am o freșă aici.
un parfum cu cocos, cu ilang ilang, tropicao, Trezor Nude. Vă recomand parfumul acesta. Vă recomand parfumul acesta. Este vanilat, este cu cocos, este elegant, sofisticat. Îmi place mult de tot. Apoi, Bronze Goddess Azur. Ăsta este cu neroli. E proaspăt, e frumos, da, este cu neroli și îmi place. Mai am aici Nuxe Protégé, absolut de parfum, este un ulei. Îmi place foarte mult cum miroase, dar mi-e groază să folosesc uleiuri. Nu știu de ce, dar nu prea sunt eu cu uleiurile. Kenzo Eau de Toilette, Kenzo Power Eau de Toilette, un parfum sărat cu imortele, este foarte frumos, foarte frumos. Unul pe care n-am apucat să-l port anul trecut, nici nu știu cum se numește, Angel, nu știu cum se numește, vă scriu pe ecran dacă reușesc să editez clipul acesta cum trebuie, dar cu siguranță vom povesti despre el. Hai să vedem ce mai avem în spate. White Mask de la The Body Shop, este un parfum moscat, verde un pic, proaspăt, de vară. Următorul parfum este tot de la Mugler, nu arată prea bine, dar este un parfum care nu se mai găsește, Aqua Chic. Ok, avem tot așa Alien, acesta se numește O Sublim. Nu mai sunt ele extraordinar de frumoase, dar sunt niște parfumuri care se găsesc greu și le păstrez. Eau de Toilette Extraordinar, așa, tot Alien. Mai avem aici un Bulgari. Mai departe avem un Bulgari, nu mai știu cum se numește nici acesta. Am o amnezie astăzi când filmez colecția de parfumuri. Apoi avem Serendipity de la Rituals, un alt parfum cu cocos, foarte frumoase sunt parfumurile de la Rituals. Și aici avem un Jo Malone Frangipani Flower, un parfum cu flori tropicale. Trecem la următoarea cutie, fac un pic de loc aici și revin. Trecem mai departe și mai am aici un strop de Dior Edict. Mă gândeam la Humanity, că am aici prima variantă și de-abia aștept să-l port. Un Escada, Eden și aici avem un Cerruti 1881. Cred că... mai avem o cutie. Credeam că am terminat aici, dar nu. Imediat trecem și la următoarea cutie. Sigur că o să țin camera total aiurea. Haide să trecem la următoarea cutie. Nu am ce să fac. Davidoff Cool Water Wave. Avem aici Vervain de la L'Occitane. Versace Eros Parfum, apa de parfum. Un alt Cool Water Davidoff. Avem aici Etoile de la Fragonard. Ce asta? Michael Kors Sporty Citrus. Acesta, zic eu că este Annie în varianta Summer. E foarte frumos parfumul acesta, din păcate nu se mai găsește. Elizabeth Arden White Tea, îl ador. Apoi avem San Di Gioia, Giorgio Armani. Am aici un stropișor de un jardin Sur Le Nil de la Hermes. Sur Le Lagoon îmi place și cred că o să-mi iau la un moment dat în colecție. Vanitas de la Versace. Mai am puțin din Moschino Chipen Chic. Îmi place pentru vară, dar de-abia aștept să-l termin și nu cred că o să-l mai recumpăr. Aici avem Fresca Esența de la L'Elborario. Wow. Chance. Air di Gioia de la Giorgio Armani. Și mai avem unul, Aqua di Gioia O Fresh. Foarte fain asta pentru vară.
După cum vedeți, aici le am ceva mai organizate și cu siguranță o să stric totul acum. Avem așa, fragonard, rose lavand. După mine acesta este un de lina, un trandafir fructat fără rubarbă. Apoi Sensi, Giorgio Armani, White Notes. Mai am aici un Black Excess. Mai am unul în colecție. Bulgari. Rumeur de la Lanvin. Chiar vă recomand parfumul ăsta pentru primăvară. Flora by Gucci. Poate port și eu aceste florale în această primăvară. Mai avem un The Body Shop, cum se numește, English Down Gardenia. Este un floral proaspăt, foarte frumos. Apoi, Eau de Moselle de Givenchy, un parfum pe care nu l-am mai purtat de mult. Este și acesta un floral proaspăt moscat. Cred că are trandafir, nu mai știu exact cum miroase. Apoi, Please Please de la Issey Miyake. Mai am aici My Burberry Black. Guerlain, La Petite Robe Noir Au Fraîche, parcă este. Acesta este cu floare de migdal. Gucci, Memoir d'un Odeur. Un parfum proaspăt care miroase a bebeluș. Mai am aici un parfum, nu mai știu exact cum se numește, și un Nina Ricci. Gucci Guilty Eau de Toilette. Avem aici Poem de la Lancôme. Kenzo Medley. Pe acesta l-am cumpărat iarna, o să-l port și povestim despre el. Mai avem un trusar de My Name. Un Burberry Touch for Woman. Signorina Eleganța, Signorina de la Salvatore Ferragamo, un alt Bulgari, Cristal, parcă se numește, apoi un Trezor, varianta veche, Helio, Berhenier, Peach, Rose și Sandalwood, tot așa un parfum proaspăt. Avem aici Rocco Barocco Jeans, Cartusia Mediterraneo, este varianta veche cu un pulverizator interesant. Un Juicy Couture, ceva mai matur și elegant, floral, miroase a flori, a nectarul florilor, este un floral dulce. Continuăm cu alte parfumuri florale, Trezor, avem aici P, Givenchy P. Este un parfum pentru bărbați, aromatic, cald și lemnos, este potrivit, e unisex din punctul meu de vedere. Și uitați-vă ce sticlă frumoasă am pentru Trezor, e foarte frumoasă. Apoi avem Gucci Bloom, un parfum cu tuberoze, o să discutăm despre ele la momentul potrivit. Mai am aici un Kenzo. V-am spus că mai am unul, un orez cu lapte. Kenzo Jungle, am un backup. Am un backup pentru cuir de nuit de la Yves Rocher. Mai am aici un Ange Eau de Mon de la Givenchy. Și ce mai aveam? Mai am aici un Burberry London. E foarte frumos de primăvară parfumul acesta. Am păstrat puțin în sticla asta. Apoi tot aici aveam Miss Dior Eau de Parfum. Mai am Miss Dior Absolutely Blooming. Miss Dior Cheryl Law. Am lumina destul de puternică. Apoi Blooming Bouquet. Și atât. Și tot așa niște florale. Idyll. Idyll de la Guerlain, Eau de Parfum, Idyll Eau Sublime și mai am și Idyll Eau de Toilette, doar că îl am într-un alt dulap.
Da, aceasta este prima parte din colecția de parfumuri. Îmi pare foarte rău că nu am așa niște dulapuri din astea foarte interesante, fancy, să dea bine, să arate bine, dar așa le țin, așa le păstrez și cam acesta este clipul de astăzi. Continuăm în partea a doua cu cealaltă jumătate din colecția de parfumuri și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!